O bunică cu un bebeluș în brațe a rămas în amintirea Papei Francisc după vizita de la Iași. Femeia l-a impresionat atât de tare încât a ajuns imagine simbol la Vatican. Chipul ei a fost imprimat pe o carte de rugăciuni. Un suvenir pe care suveranul pontif îl face cadou celor care vin să-l vadă, să-l viziteze la Vatican. Bucuroasă până la lacrimi, tanti Anica ne-a primit în casa ei ca să ne povestească despre întâlnirea care, spune ea, a fost un dar de la Dumnezeu. C'era un'anziana, abbastanza anziana, nonna, e nelle braccia aveva il nipote più o meno 2 mesi, non di più. Quando io passai, me l'ha fatto vedere. Sorrideva, e sorrideva con un sorriso di complicità, come dicendomi, guardi, adesso io posso sognare. Visul mare al bunicii s-a îndeplinit sub binecuvântarea papei, care a adus curcubeul în România. Femeia de 80 de ani, al cărui chip zâmbitor a rămas întipărit în amintirea suveranului, se numește Anica și este din satul Bârzulești, județul Bacău. Anul trecut, în timp ce papamobilul trecea prin mulțimea adunată în Iași, bătrâna a văzut o tânără cu un bebeluș în brațe care încerca să ajungă mai aproape. Cineva a auzit din spate, tot să-ți lea cineva. Eu atunci m-am mutat în spate, nu îndrăznea nimeni. I-am zis atunci, măi, fată, dă-mi-l mie dacă totuși vrei să, poate să-l binecuvinteze Sfântul. M-am apucat bine ca să mi-l țău în brațe, că o apără Sfântul Părinte. Și eu cum l-am luat de peste așa și m-am întors așa cu el, așa am rămas cu el. Momentul a fost surprins într-o fotografie care face cât 1000 de cuvinte. Și când țineam copilul în braț, aveam lacrimi în ochi. Și acum? Așa cum a dat la fel. A trecut un an, dar suveranul de la Vatican n-a uitat-o pe bătrâna din Bârzulești. Poza ei a fost tipărită pe o carte de rugăciuni pe care Papa Francisc o face cadou oaspeților de la Palatul Apostolic. A început să plângă de fericire, emoțiile se vedeau pe chipul ei. Foarte frumos a perceput acest lucru. O bucurie. Da, bineînțeles, pentru sătucul ăsta nostru. Poate ar să vină Papa vreodată și pe la vecea. Nu doar suveranul pontif are o poză cu tanti Anica, și tanti Anica are o poză cu el. Cum ca să fiu în inima lui, dar și el este în inima mea. Bătrâna a rămas văduvă acum 3 decenii și a crescut singură 5 copii. E convinsă că întâlnirea cu Papa Francisc a fost un dar de la Dumnezeu.